Vreau să vă spun că întreaga acțiune de audiere a miniștrilor a fost o acțiune cu caracter politic aproape 100%. N-a depins, n-a contat ținuta profesională a candidaților, n-a contat pregătirea de specialitate a candidaților, n-a contat nici faptul că mulți dintre ei sunt oameni neangajați politic, dar foarte buni profesioniști în domeniul lor de activitate. N-a contat nimic în fața acestei triste, dar reale coaliții PSD și PNL. Au dat aviz negativ pentru că așa le-a cerut partidul. Pentru prima dată, din 1990 încoace, o asemenea coaliție care s-a constituit împotriva bunului simț, împotriva intereselor evidente ale națiunii. Necesitatea unui guvern stabil care să poată să gestioneze corect interesele țării nu o neagă nimeni. Chiar și această opoziție parlamentară majoritară. Dar între discuții, între vorbe și realități, sunt distanțe kilometrice. Și acest lucru s-a realizat chiar din ședința Biroului Reunite de luni dimineața, când au fixat audierea miniștrilor în 3 zile. Miercuri, joi și vineri. Iar ședința de acordare a votului de încredere guvernului peste o săptămână de la acea dată, o săptămână și jumătate, săptămâna viitoare, miercuri. Am aici evoluția în ultimii 8 ani a unor situații de acest fel, pentru că e bine să vorbim pe argumente și nu doar pe vorbe. În anul 2000, guvernul Adrian Năstase, miniștrii sunt audiați într-o singură zi, biroul permanent se întrunește miercuri, sau birourile permanent se întrunesc miercuri, și tot miercuri, 27-12, are loc audierea tuturor miniștrilor, iar joi dimineața, în 28, are loc votul de încredere a guvernului. În 2004, guvernul Călin Popescu-Tăricianu, biroul permanent reunit luni, 27-12, tot luni, 27-12, încep audierele, iar marți, în 28, are loc votul de încredere. Anul 2007, guvernul restructurat Călin Popescu-Tăricianu, biroul permanent luni, 2-04, audieri în comisii 2, în 2, aceeași zi, și în 3, votul de încredere. În 2008, Emil Boc, biroul permanent reunit sâmbătă, 20-12, audieri în comisii sâmbătă, 20-12, luni, 22-12, votul de încredere. Iată care este realitatea și ce au făcut astăzi în bătaie de joc formațiunile politice conduse de către tovarășul Joană și tovarășul Crin Antonescu.